Înțelegeți că acolo au fost niște polemice grele, vă nici nu vă dați seama. Ciodată la când fosta lui nevastă, Doamne, e fer și apără să nu știu la curul la vreunul care jubește măiarea cât. Îți dai seama, au fost cu strigături. O urlat și ăla strigat, Abdalac, Abdalac, asta a strigat, ce zici, bă? Să zic și eu, ce zici, bă, să zic și eu. Sunt foarte nervos, prieteni. Ori din cauza vârstei, ori din cauza încep să devin și eu pe capra vecinului, înțelegi? Imposibil că organismul meu nu-i făcut așa. Dar înainte de toate vreau să vă salut ca în fiecare zi. Vă iubesc, prietenește. Vă mulțumesc pentru vizualizări. 2000, 3000, 7000, nu-i problemă. Suntem în linia aia bună. Da. Vreau să vă spun că sunt foarte nervos. Eu nu știu cum te trimiteți poliția pe mine, DNA-ul pe mine, ăștia nu știu ce. Că de unde are ăsta bani? Bă, oameni, reveniți-vă. Eu sărac mâncav așa. Eu sărac. Eu acum vreau să trimit eu pe alții, că de unde au ei bani, să-și construiască căs cu etaje, să facă interiorile numai pe la Monaco, vezi așa ceva, pe la prinț. De unde au atâția bani să jeie mașini scumpe? Auzi, să margă în excursii, când alții nu ne permitem să mergem. La bunica, mă! La bunica la țară, mă! Într-o excursie așa în ea. Înțelegeți? De unde aveți? Ce faceți? Ce asta are? Da, domnilor, să ne revenim, să fim mai așa, cautizați, da, nu să cotizăm, să fim mai liniștiți. Înțelegeți? Oricum, această țară putem să mulțumim bunicilor noștri, bunicelor, mătușilor în vârstă, pensionarilor, ei, băbăcioilor, voi ne-ați nenorocit. Vă crește pensia și vă bucurați că vă dă așa și uitați prețuri. Dar să trecem la ale noastre. Să vedem ce se întâmplă pe mondenitate. Cancan.ro. Declarații exclusive. Mădălin Voicu nu dă curs atacurilor venite din partea fiului clejanilor. Eu sunt șeful țiganilor, iar Fulgi e un om bolnav. Tatălui mi-a cerut scuze. Vreau eu să vă spun ceva. Bă, vrăjelilor care ziceți tatălui mi-a cerut scuze, mama lui mi-a cerut scuze, vedeți că-s pomână. Ei îi pune, voi, cum e și Mădălin Voicu. Am avut noi o discuție așa, înțelegi, unde nu mi-a convenit. M-a calculat omul ăla în categoria, știe, n-are rost, rodarilor, n-are rost ca să asta. Dar voi cu școală multă v-ați gândit odată în viața voastră. De unde un copil cum e el, la 20, 21, 22, câți are acolo, înțelegi, iar e degeaba. Ăsta trăiește pe pământ să facă umbră pământului, să consume oxigenul și să mănânce și să bea pâinea și apa care ar putea să o mănânce și să o bea un sărac. Da, voi v-ați gândit vreodată, ăsta la vârsta lui, de unde știe atâtea? De unde e așa bătrân? Băi, sunt chestii și lucruri care nu le știe orice persoană. De unde e ăsta așa de tătână, ăsta așa de deștept? Vă spun eu, domnul Mădălin Voicu, îl învață măsa și tată-s-o și să face că plouă. Înțelegeți? Reveniți-vă. N-ai tu cum să știi de viața familiei cu tare, de viața familiei cu tare, tu un puș cordit, înțelegi? Care o vinit, nu numai că auzi că se vorbește, că a fost pe acolo bursuc, Doamne, de sănătate, înțelegi? A fost ăsta la Johnny Depp, avă la cât e tata, a fost toboșarul, ăștia au fost bombardați din toate părțile, mâncava așa. Și acum ce s-o gândit ei?
să bombardează și ei prin cine? Prin kamikazul ăsta, vai, șamar de capul lui. Eu nu știu de ce CNA-ul dă voie așa ceva să se postează. De ce CNA-ul dă voie să se postează. Și acum să vedem ce insultă o adus la adresa lui Mădălin Voicu. Pentru că Mădălin Voicu, dacă stai să o iei așa pe partea alaltă, e un om care are întâi o vârstă, o etate, o școală, anumite funcții, înțelegi? Iar gunoiul ăsta stradal, acum, nu că ții o parte la Mădălin. Aici e vorba, domnilor, ca să înțelegeți. Noi când luăm ăsta, nu ținem parte, nu ăsta. Aici mergem pe calea cea dreaptă, pe corectitudine. Mădălin Voicu, violonist și dirijor celebru, a avut o replică elegantă pentru Fulgi. După ce fiul clejanilor l-a denigrat. Recent, prin intermediul unui live pe Instagram, artistul care s-a auto-intitulat. Auzi, ce zice ăștia că te-ai auto-intitulat șeful țiganilor? Ai periculosism, mă! A precizat că nu poate intra într-un conflict verbal cu o persoană bolnavă. Mai ales că tatăl tânărului, Ioniță Manole, și-a cerut deja scuze în numele fiului. Domnilor, vedeți, dar ce-o zis? Te fac de comandă și muzical și pe talent. Bani și ce vrei tu. Deci, băi, oameni, gunoiul ăsta stradal s-o lua de foarte multă lume, înțelegeți? Chiar lumea grea. A ajuns lumea grea să se iei atât din cei din alta clasă socială, că și cei, cum ziceți voi, lumea interlopă, dar și ăștia sunt oameni, sunt calități, înțelegi? Doar că dacă omul a avut o condamnare, gata, voi pe el. Dar la domnul cu mustață care s-a eliberat, ăla nu-i așa interlop, nu-i ăla l-a greșit și așa, și altul, și altul, și alții care s-au retras. În fine, foarte dezamăgit sunt de domnul Mădălin Voicu, care vorbește și nu știe nimic. Cu Vioara, l-ai auzit și tu pe Marian Alexandru de la Ciocârlia? Păi mă, respectă ăla și mă respecti și nu mă respecti tu că te fac de comandă și muzical și pe talent. Bani și ce vrei tu, înțelegi? Deci, domnilor, n-avem ce să... N-avem, primii vinovați sunt părinții, sunt părinții. Fulgi este o persoană bolnavă. Medicii trebuie să-i oferă tratament adecvat. Înțelegi? Și atunci de ce nu faceți voi o hârtie să-l iei cu japca ca pe câinii aia de pe stradă? Hingherilor, pe el! Pe el, uitați! Ăsta, ai de capul meu. Eu nu vreau să mai stau să-mi bat capul. Puterea dragostei. Toată lumea îi știe deja pe frații Sterb și pe mama Geta. Însă cine este de fapt tatăl lor? Sora lui Culiță a spus acum adevărul. De ce nu apare bărbatul niciodată? În treburile lor, nu ne interesează. Andra Volo, scandal cu urmăritorii săi de pe Instagram. Șobolanii nu au păreri. Andra Volos. Mona de la putea de tine cancer. Dezvăluiri șoc. O tânără din București susține că a fost agresată aseară. Bă, dar ce Dumnezeu cu mine nu-mi pronunț bine? Aseară de celebru cuplu. Antonia m-a întrebat dacă fac sex anal. Iar Velea m-a scuipat și m-a înjurat de morți. Ăștia doi am impresia, nu știu ce să scoatem de aici, dar dacă Antonia a întrebat-o pe femeie dacă face sex anal, asta a zis, du-te de că e așa, ăsta a intervenit, Velea, înțelegi, a intervenit. Acum asta, nu știm,
Nu știm, nu știm dacă zvingări sau nu zvingări. Ală! Că Antonia, dacă o iei asta, vine din Italia, de la Ciro Castellano, de pe acolo, italieni ăia, Mambo Giacco Fac, Mambo Giacco Fac, cum să zice în ăsta, înțelegi? E un pic deflacată, înțelegeți? E deflacată. Vă dați seama, mâncava-și Dumnezeu. Nu știu, acum depinde cine-i gagica, că nu vreau ca să intru în subiectivă, dar ăștia cred că stă la pândă, te miri după ce trag pe nas cu fulgușore clar. Îți dai seama, își tapetează ăștia nările, mâncava-și Dumnezeu să vi-l mânc. Și oamenii devin, de cum vede câte una, nei. Iau, intră pe ea, corupi-o. Da, ne frecăm între ei. Înțelegi? Te poți aștepta la orice, că ăștia-s nebuni. Ăștia-s nebuni, așa că vedeți? Nu mi-a răscut nevasta pe lângă Antonia și Velea. Au, înțelegeți? Mâncava-și Dumnezeu. Pepe, mălare, mâncava-și. Săracul și Pepe și-o revenit. Cred că și-o revenit. Și-o revenit din... acele probleme din polemicile alea grele. Înțelegeți că acolo au fost niște polemice grele, vă nici nu vă dați seama. Ciodată la când fosta lui nevastă, Doamne, fer și apără să nu știu la curul la vreunul care jubește măiarea, cât îți dai seama, a fost cu strigături. O urlat și ăla, ăla strâga, Abdalac, Abdalac, asta strâga, ce zici, bă, să zic și eu, ce zici, bă, să zic și eu. Poveste de iubire, cu cine s-a combinat prințișorul taxiurilor. Andrei Antonescu iubește din nou. Le freacă și ăsta, mâncator. Înțelegeți? Cred că ăsta, taică-s-o are vreo firmă de taxi, vreo din aia, rombare din ăla mare. Înțelegeți? Și normal. Băiatul dispune, astea flămânde. Păi, când spun că-s flămânde, toate pe care le vedeți pe Instagram, pe asta e socializare, pe toate pe care le vedeți, că-și face poză, în bikini, își arată curță și din ele, să știți că-s moarte de foame. Și numai că nu-și pune prețul deasupra. Numai că nu-și pune prețul deasupra. Eu sunt 200 euro, eu sunt 100, eu așa, înțelegi? Ca pe vremuri când se punea pe talpa de la pantof, de la sandale, își punea pe talpa. Sunt grele astea, mâncava-și Dumnezeu. Ce să zic altceva, fraților? Mai avem aici stil italian pentru antrenorul miliardar. Cum își răsfață Răzvan Lucescu soția la un restaurant. Cum s-o răsfeță la restaurant? Ce pot să comanzi tu din restaurant? Declarații exclusive. Faraonul din Madrid se implică în scandalul dintre Salam, Țancă și Dani Mocanu. Nu vă mai certați. Eu vă ascult pe toți. Aoleu, mâncava-și Dumnezeu sfatul pe romanes. Eu vă ascult pe toți. Și începe furtuna în lumea maneliștilor. Vârfurile muzicii de petrecere s-au încins după ce Florin Salam i-a acuzat în direct pe Țancu Raganu și Dani Mocanu că își postează banii pe rețelele de socializare. Răspunsurile celor doi au venit imediat și nu au fost deloc defensive. Faraonul din Madrid, cunoscutul interlop, care părăsea România pentru Spania în urmă cu 25 de ani, a intervenit pentru a plana conflictul. Spune că pentru el toți sunt numărul unu și le cerem un păcare de urgență. În caz contrar, va interveni capul capilor, adică țumaiele. Au, înțelegeți? N-are rost, n-are rost. Am văzut toate certurile din lumea maneliștilor. Între Florin, Salam, Țanc, Uraganu, Dani Mocanu. Păcat! Nu vă certați, fiți prieteni sau cel puțin să vă împăcați. Să nu mai fiți reuniți cu alții. Eu ascult piesele voastre. Pot spune că sunt toți numărul unu. Toată garda veche e numărul unu. De ce? Fiecare cântăreț o face în felul lui, în stilul lui, într-un mod diferit. Unul față de celălalt. Dar toți sunteți tari.
Nu contează că unui mai vechi sau altui mai noi. Sau unii sunt mai noi. Depinde de oamenii. Au, 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 au. Dar, domnilor, într-adevăr se cere o împăcare în care lumea nu se împacă. Înțelegeți? Aici v-am spus și vă asta. Ascultați pe Play pentru cele mai tari exclusivități din showbiz. Trei panorame. Bianca Drăgoșanu, Vica Blochina și cine? Oana Mâncavaș, Dumnezeu. Acum, vă știți care e Oana. Eu nu mai zic. Eu nu mai spun. Cu Ion Țiriac la plajă, toată lumea s-a holbat la el. Cu cine a apărut milionarul Mamaia? Mâncavaș, pe ăla n-ai ce să faci, că e șmecher rău. E șmecher rău, pe ăla nici n-ai cum să-i pronunț numele. Cum să-i pronunț numele, da? Iui, a fost bătut ultimul al. Țancă a convins-o să aborteze. După ce s-a cuplat cu Madalina, cea în care îi compunea piesele, acum a lăsat-o pe ea și s-a combinat cu o bombă sexy, sexy, fără pic de genul manelistul a plecat cu Marimar în vacanță. Marimar și-o l-am avut pe ăla, pe Buladu, de la pușcărie. Au! Iar Lambada, tot și la, a fost unul Lambada, să vă rog, dacă soția lui în acte a făcut acest gest halucinant. Cațar cu Dani Mocanu. Lambada s-a pozat cu Dani Mocanu. N-a mâncat, v-aș Dumnezeu, dar ce poză pun ăștia aici? Mâncați-aș Dumnezeu să-ți urmă. Nu voi vă dați seama, mă, oameni. N-ai ce să faci. Fierbe lumea manelelor. Țancă Uragadu, terorizat de mafia albaneză. Înțelegeți? Bă, auziți? Au văzut ăștia că face maneliștii bani și ce-o zis, bă, dar păi până când vă lăudați? Că aveți... Bă, maneliștilor, eu vă zic altceva. Nu vă mai arătați mașini și blocuri și case și ghele. Și bani. Că vezi? Haita-i haită, lupi-s flămâns. Înțelegi? Păi cum adică? Zburdă-și căprioarele, cerbi și ele, așa, în pădure și lupul stă acolo. Înțelegi? Și atunci lupul singur nu se poate da la voi că sunteți mulți și adună. Adună de acolo, de acolo și face o tolbă mare, pune săgeți și... Înțelegeți? Dă drumul la săgeți. Ia uite, își face ăsta marfă. Ce face Zani, de fapt, cu banii câștigați la Survivor? Nu pot să-mi iau casă, m-ați prins. Îl arată cum își face linia. Vă spun eu, ei avelea banii. Îi ia velea banii, o bagă pe Antoni așa, îl prinde după cap, după ceafă, ești tare, ții, așa, așa, ăsta, înțelegi? Stânga-dreapta, că ăsta degeaba zice că o freca, că nu o freca nimic, ăsta freacă, știi când freacă Zanii? Când plătește femei. Să sperie femeile de el, băi, nu las de ce tatuaje are, ce ia, pe nas, pe oi, pe ia. Cu cine v-ați adus să mă bombardez, să mă frec, mă, Costel mă frec. Da, nu că ar fi băiat rău sau din astea, înțelegi? Bianca Drăgușanu a confirmat despărțirea de Pulili. Da, na, ce să dea asta? Nini, un nou război a zbucnit în lumea manelor. Leo de la Strehaia a făcut plângere la poliție. Lu Florin Salam, care este motivul? Ce-a făcut Leu? Ce-a făcut Salam? O luat-o pe soră ta. Da, este adevărat. Am depus plângere la poliție. Când el a avut nevoie, eu l-am ajutat. Iar acum nici nu mai îmi răspunde la telefon. Că eu am nevoie el. Aoleu, a fost lângă el. Dar uitat, ăsta e motivul pe care i-am făcut plângere. Ia să știe, în evidență, mâncață. Eu am crezut că o lovit-o pe soră ta. Pe aia, cum o cheamă? Pe aia care a vrut să-și pune implanturi și ele. E așa și ia tătania ei. Păi ce, îți mai pui implanturi? Iai că mă jur acum! Oricum, vă spun eu și vă repet, stați cu minți în banca voastră, ca Florin Salam, nu o să fie, nu o să existe, puteți voi să măriți. Irinel Columbianu nu a uitat-o pe Monica Gabor. Ce spune despre despărțirea fetei soții? Băi, eu v-am spus, fiți atenți, eu v-am spus mai de mult.
am clipurile acolo, nu-i minciună, le căutați și le găsăți. Live-uri mai mult, în live-uri. V-am spus așa, până la final, Columbia, asta o să se întoarcă la Columbianu. Și când o să se întoarcă la Columbianu, o să vedeți numai ce, cum iasă bani la suprafață. Iar asta la Drăgușanca o să se întoarcă la profesorul, profesorilor, Cătălin Botezatu, croitorul croitorilor. Ascultați ce vă spun. Să moră dacă nu. Înțelegi? Da. Și Vica Blochina cred că vine la mine să o bombardez eu. Cred că vine să o bombardez eu, Mâncavaș. Oameni, cam atâta e că ne prelungim prea mult și n-are rost. Așteptăm valul 4, Mâncavaș Dumnezeu. Da. Cum l-a protejat Oana pe Viorel Liz la eveniment. Bă, Oana asta săraca cu... Eu să mor eu așa cum e. Viorelul ăsta a fost nota 10 întotdeauna. Va fi un om care, după ce va pleca în lumea celor drepți, îi vor simți lipsa. Și acum eu simt lipsa de la ecranele TV. Iar Oana asta, înțelegi cât... uite-te că ține de el. Ține de el, oricum și are o vârstă, dar nu, oricum, ține de el, înțelegeți? Da, are omul și o pensie bună. Bă, țucă, tata, neță, mondialul și revenim zilele astea la niște cu noutăți. Alu, să ne înțelegem tot.